Monștri există și au chip de om. O fetiță de doar 11 ani cu autism sever a fost violată în mod repetat de tatăl său vitreg. Totul a ieșit la iveală după ce mama micuței a lăsat în cameră un telefon cu cameră video pornită, ca să surprindă ce îi se întâmplă când ea nu este acasă. Cele 7 minute și jumătate în care a lipsit de lângă fetița ei i-au dat viața peste cap. Imaginile greu de privit și ascultat sunt terifiante, dar cu ajutorul lor, femeia a reușit să-i trimită pe monstrul lângă care a trăit 6 ani, direct în arestul IPJ Sălaj. Mărturia femeii este înfiorătoare. Acum, mama este în siguranță, la fel și copilele sale undeva lângă Timișoara. Telefonul pornit pe modul video este așezat în spatele perdelei. Femeia pleacă din cameră și lipsește de acasă exact 7 minute. Pe fundal se aud cântece pentru copii, pe care fetița de 11 ani le ascultă. După exact 1 minut și 10 secunde de când mama iese din cameră, ușa se deschide, iar lângă copila de 11 ani apare bărbatul. Încearcă să o violeze, dar se sperie și iese agitat. Revine și își continuă agresiunea, nu odată, ci de 2 ori. După câteva minute, mama se întoarce, își ia copila în brațe și apoi telefonul, ascuns după perdea. Vizibil afectată, femeia poate să povestească abia la 3 săptămâni distanță tot ce s-a întâmplat. Georgiana Neda, mama fetiței: simțeam o frică, știam ce discuție am cu el, l-am anunțat că iau copiii și plec. Și eu m-am gândit așa, dacă în timpul cât sunt plecată, ca să se răzbune pe mine, știind că fata nu vorbește, dacă îi dă 2 palme, dacă o înjură, dacă o scuipă, dacă o chinuie cu ceva, în total am lipsit 7 minute. Și așa afla femeia prin care trecea fetița ei cu handicap grav. Georgiana Neda, mama fetiței: am simțit că mi-a paralizat corpul și inima și mă durea și tot. Nu știam dacă pot să mă ridic de acolo. Am vrut prima oară să-l omor. Georgiana și fetițele sale sunt acum în siguranță, lângă Timișoara, însă au nevoie de un loc al lor și de multă consiliere psihologică pentru a depăși traumele, relatează Observator News.ro.